Sfântului Spirit. Amin. N-am putut să nu răspund invitației Sfântului Apostol Pavel, care vorbește în lectura pe care tocmai am ascultat-o, de grijă față de toate bisericile. Și de aceea am început vizitele pastorale în comunitățile noastre, în parohiile noastre și de aceea sunt astăzi aici, în mijlocul vostru. Sunt aici în același timp și ca să fiu alături de voi și în mod cu totul special de Părintele Paroh al vostru, Părintele Iosif, care astăzi își aniversează 24 de ani de preoție. Și de aceea îl salut cu mult drag pe Părintele Iosif, pe Părintele Vicar, pe Domnul Primar Grigore Fati, care ne face onoarea și bucuria să fie astăzi împreună cu noi. Vă salut cu drag pe voi toți, credincioși și ai bisericii noastre, într-o zi cu totul specială pentru voi, pentru biserică în general, dar pentru voi în mod cu totul particular, fiindcă aveți acest minunat hram, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și hramul unei biserici are o legătură profundă cu voi, credincioșii care vă rugați, care lăudați pe Domnul, care cereți ajutorul în această biserică. Și Sfinții Apostoli Petru și Pavel vă sunt ocrotitori în mod cu totul special vouă, credincioșilor greco-catolici din Apahida. Am ascultat acum două zile, duminică, felul în care Biserica și Sfânta Scriptură ne vorbește despre Sfinți. Fiindcă am celebrat Duminica tuturor Sfinților. Era Duminica de după Rusalie. Și astăzi, meditând, contemplând la exemplul luminos al Sfinților Petru și Pavel, facem un pas înainte și înțelegem ceva în plus apropo de Sfințenie. Noi de multe ori ne uităm la Sfinți, la cei de pe iconostas, la cei din icoane și ne gândim că sunt cumva oameni rupți cu totul de realitate. Oameni cu totul excepționali, care n-au avut o viață ca viața noastră. Dar ne înșelăm, iubiți credincioși. Fiindcă Sfinții au fost și sunt oameni ca și noi. Mai mult decât atât. Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă pe toți la Sfințenie. Gândiți-vă că am fost cu toții botezați și în momentul botezului a cântat întreaga comunitate câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Cum să nu fim Sfinți atunci când suntem îmbrăcați în Iisus Hristos? Cum să nu fim Sfinți atunci când am primit, în momentul botezului, darul Spiritului Sfânt? Cum să nu fim Sfinți atunci când, prin botez, am devenit fiii și fiicele Tatălui Ceresc? Cu toții suntem chemați la Sfințenie. Avem acest dar minunat, primit ca o sămânță în viața noastră și suntem datori să-L îngrijim, așa cum îngrijim o sămânță. Să avem grijă să o dăm, să o ocrotim, să o protejăm și să o facem să crească această sămânță în sufletul nostru, așa cum Domnul a gândit pentru fiecare dintre noi. Fiindcă Domnul are pentru fiecare dintre noi un plan. Domnul are o misiune pentru fiecare dintre noi, acolo unde ne găsim, aici unde ne găsim. Și toți suntem chemați să regăsim Sfințenia pe care Dumnezeu a pus-o în mijlocul nostru. De aceea vă spun că oamenii sunt, Sfinții sunt oameni ca și noi. Fiindcă am ascultat lectura dinaintea Evangheliei. Și Sfântul Pavel ne vorbește, e adevărat, de arătări, de revelații cu totul excepționale. Sfântul Pavel a fost ridicat până la al treilea cer. Și a auzit cuvinte, spune el, care nu se pot rosti cu limba umană, cu gura oamenilor. Deci arătări cu totul excepționale. Dar în același timp,
Dacă citim prima parte a Leturii, vedem toate încercările Lui. Că este dat aproape la moarte, că este bătut, că este persecutat, că este întemnițat, că este de multe ori flămând, că este înfrigurat. Oare nu este experiența oamenilor pe care noi îi cunoaștem? Nu trecem și noi, din când în când, prin astfel de experiențe, de suferință, de încercare, de greutăți? Sfântul Pavel vrea să ne spune că și El a cunoscut nu doar arătările, nu doar harurile excepționale, ci viața noastră așa cum noi o cunoaștem. Mai mult decât atât. Fiindcă a primit aceste haruri, tot Sfântul Pavel ne spune că a primit un ghimbe în trup. Ca să nu se mândrească. Fiindcă omul iubit credincioș foarte ușor se mândrește. Și dacă suntem învredniciți de multe haruri, de multe bucurii, riscăm să uităm că le-am primit ca și dar de la Dumnezeu și să ne credem noi stăpânii harurilor și stăpânii acestei lumi. Și știm bine cu toții, din viața noastră, din experiența noastră, când ne întoarcem mai cu seamă către Dumnezeu. Atunci când ne e greu. Atunci când avem nevoie. Atunci când nu știm la cine să apelăm. Atunci venim în biserică, ne punem în genunchi și cerem cu umilință ajutorul Mântuitorului, ajutorul Maicii Sfinte, ajutorul Sfinților. Așa se întâmplă în viața noastră. Când lucrurile merg bine, de multe ori uităm de Dumnezeu. Și de aceea este sărbătoarea de astăzi o mare sărbătoare și un binecuvântat hram pentru voi. Fiindcă ne vorbește de Sfințenie. Și dacă vedem acest minunat exemplu al Sfântului Pavel, îl avem și pe cel al Sfântului Petru în Evanghelia de astăzi. Și trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în această biserică zidită pe credința Lui Petru, pe stânca, așa cum îl numește Iisus în Evanghelia de astăzi. Există un moment extrem de important, cel care este relatat de Evanghelie. Fiindcă toată lumea se întreabă cine este acest Iisus din Nazaret? Cine este acest învățător care vorbește bine, care face semne mari, care face minuni, care vindecă? Unii spun este un proroc. Alții spun este Ioan Botezătorul. Alții spun este Ilie, prorocul care s-a întors. Și astăzi, iubiți credincioși, ne întâlnim cu aceleași fel de atitudini. Dacă ne gândim la lumea în care trăim, unii zic, cred în Dumnezeu în general, dar nu cred în Iisus Hristos. Sau cred în Iisus Hristos, dar nu cred în biserică. Sau cred în ceva, dar eu mă rog acasă, în camera mea, în sufletul meu. Câte atitudini la fel ca cele pe care le vedem în Evanghelie. Dar adevărul, iubiți credincioși, este unul singur. Nu poate fi multiplu. Și adevărul îl vedem că ajunge la acest apostol, primul dintre apostoli, Petru, prin Harul lui Dumnezeu. Iisus îi întreabă, cine spuneți voi? Cine sunt eu pentru voi? Și Petru îi spune, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și Iisus sublinează acest lucru extrem de important. Nu trupul și sângele, nu carnea și sângele te-au făcut să pricepi acest lucru. Adică nu mintea ta. Fiindcă noi cu mintea noastră nu putem ajunge la astfel de revelații înalte. Ci Tatăl din Cerul ți-a revelat aceste lucruri. Și noi, iubiți credincioși, în biserică, primim o revelație. Nu suntem noi cei care descoperim adevărul. Noi suntem cei care îl primim în Biserica lui Hristos și suntem chemați să-L urmăm. Pas cu pas. Pas cu pas. Zi după zi. Clipă după clipă. Și vedem cât de mare lucru este, iubiți credincioși, biserica. Fiindcă am celebrat cu puțin timp în urmă sărbătoarea Rusalilor, a Pogrânii Spiritului Sfânt. Și acolo am văzut cu adevărat ce înseamnă această biserică sădită pe Petru. Înainte de coborârea Spiritului Sfânt, ucenicii erau niște oameni înfricoșați. Închiși, cum ne spune Sfânta Scriptură, în casele lor. Plini de teamă, de frica iudeilor, de frica oamenilor. Ori în momentul în care Spiritul Sfânt se coboară asupra lor, ei nu mai sunt aceiași oameni.
ci sunt împreună Biserica lui Hristos. Și Biserica lui Hristos alungă teama, frica din sânul ei. Și vă aduceți aminte de acel moment minunat în care ucenicii plini de Spiritul Sfânt ies din casele lor, ies din frica lor, ies din teama lor și predică cu bucurie, curaj. Și în aceea zi se convertesc mii de oameni. Iată care este puterea Bisericii lui Hristos. Că nu mai suntem numai noi cu fricile noastre, cu preocupările noastre, ci facem parte din familia lui Dumnezeu. Și Spiritul Sfânt ne face pe fiecare dintre noi temple și biserici ale lui Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, ne putem întreba oare de ce Petru este primul dintre apostoli? De ce Pavel este un luminar de credință? Și de ce îi sărbătorim pe amândoi astăzi? De multe ori suntem tentați să credem că Dumnezeu alege oameni pentru calitățile lor. Pentru că sunt oameni cu totul excepțional. Că sunt oameni buni, că sunt oameni drepți, că sunt oameni sfinți și așa mai departe. Dar uităm că de fapt Dumnezeu ne face bun. Dumnezeu ne face sfinți. Dumnezeu ne face drepți. Și ajunge să ne gândim la cei doi mari sfinți și apostoli. Sfântul Petru, care astăzi are această minunată revelație. Dar este același Petru care în momentul patimilor, în fața unei slujnice, îl va renega pe Mântuitorul. Va spune că nu îl cunoaște pe omul acela. Că el nu e. Că n-a fost împreună cu omul acela. Și ne putem întreba de ce Iisus alege un astfel de apostol care se înfricoșează în fața unei slujnice ca să fie primul dintre apostoli. Stânca pe care clădește biserica sa. E bine, iubiți credincioși, e adevărat că Petru cade în noaptea patimilor. Dar este același Petru care, spre deosebire de Iuda, se încrede mai mult în iubirea lui Dumnezeu, în îndurarea lui Dumnezeu, decât în el însuși. Și știe că iubirea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu sunt mai mari decât păcatul lui. Iuda nu face acest pasaj. Iuda greșește, trădează, vinde, își dă seama de păcatul lui și se tăiește, spune Sfânta Scriptură, dar nu are puterea să se întoarcă, fiindcă nu-L cunoaște cu adevărat pe Iisus. El nu mai crede că poate fi iertat. Și de aceea merge și se spânzură. Petru nădăjduiește în iubirea lui Dumnezeu, în iertarea lui Dumnezeu. Și de aceea rămâne. Și în momentul în care îl întâlnește pe Iisus înviat, Iisus îl întreabă de trei ori, așa cum a trădat de trei ori, Petre, mă iubești tu? Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? De trei ori, Sfântul Petru își reconfirmă iubirea față de Iisus. Și de aceea, iubiți credincioși, Petru poate fi ales primul dintre apostoli, capul bisericii. Fiindcă știe bine că nu pe el se bazează biserica. Nu pe capacitățile noastre. Nu pe calitățile noastre. Ci pe îndurarea și iubirea lui Dumnezeu. Petru a experimentat căderea mare, dar a experimentat și iertarea imensă a lui Iisus. Și de aceea știe că Biserica lui Hristos se fondează pe Petru, fiindcă, văzând exemplul lui Petru, ne aducem aminte că iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu este mai mare decât orice păcat al nostru. La fel face și Sfântul Pavel, iubiți credincioși. Vă aduceți aminte că el mărturisește că îi persecuta pe creștini, crezând că face bine. El mergea să-i prindă și să-i arunce în temniță pe cei care urmau pe Hristos. Până la un moment. Momentul acela de pe drumul către Damasc. Acolo Iisus îi vorbește și Pavel înțelege iubirea și durarea lui Dumnezeu. Și se convertește. Ce ne spun acești sfinți, iubiți credincioși? În primul rând, să nu ne descurajăm niciodată. Și noi experimentăm și vom experimenta până la sfârșitul vieții noastre slăbiciunea, păcatul, căderea. Dar oricât de mare ar fi căderea noastră, păcatul nostru, slăbiciunea noastră, să ne aducem aminte întotdeauna că Iisus are inima mai mare decât
păcatul nostru, decât căderea noastră. Că iertarea lui Dumnezeu este mai mare decât orice păcat am putea noi să facem. Și să ne aducem aminte, iubiți credincioși, că niciodată nu suntem singuri. Că întotdeauna, împreună cu Sfântul Petru, putem spune și noi, atunci când ne îngenunchem, să ne mărturisim păcatele, să primim iertarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin preotul care ne spovedește, să spunem și noi, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Sunteți oameni binecuvântați de această biserică cu acest hram minunat. Să cereți ajutorul Sfinților Petru și Pavel în fiecare clipă a vieții voastre. Să mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți parte a Bisericii Catolice fondată pe această stâncă Petru, despre care aflăm în Evanghelia de astăzi. Și mai ales întotdeauna să mergeți cu credință pe drumul vostru, pe viața voastră. În viața voastră. Să mergeți cu credință, indiferent de ce vă spune lumea. De lumea în care trăim. Fiindcă noi știm cui am crezut. Noi suntem urmași ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mergem pe urmele Lui. Avem calea crucii, avem suferințele noastre, avem încercările noastre, dar avem mai ales credința că iubirea și îndurarea lui Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. Maica Sfântă să ne lumineze pe această cale și să ne ajute ca tot mai mult să devenim fiii ei, fiii Tatălui Ceresc, cu adevărat parte, membri ai familiei lui Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos!